Sfatul lui Shena. În regulă, fetelor, țineți-o tot așa. Excelent, Jenna! Amintiți-vă, camerele sunt oprite, nimeni nu vede pregătirile pentru ziua de mâine. Va trebui să povestiți despre copilăria voastră, cum erați, cum v-ați descoperit talentele. Cursul se încheie aici. Ne vedem mâine, fetelor! Pe mâine, Nicoleta! Vă amintiți primul spectacol când eram bebeluși? Și de ziua în care am crezut că va fi inundație și ne-am băgat în vană. Haideți să ne odihnim. Ziua de mâine e foarte importantă. Eu nu am amintiri cu nimeni. Ce am să povestesc? Îmi plăcea să spun povești. Ne vedem mâine, fetelor! Nu pot deschide ușa! Suntem închise! Nu este aer suficient pentru noi toți! Nici o grijă, putem să sunăm? Oh, nu, telefoanele sunt în dulapuri, iar camerele sunt oprite. Vă rugăm, scoateți-ne de aici! Stai să încerc. Ok, suntem închise aici. Ca într-un film horror prost! Va trebui să petrecem noaptea aici. Mai bine să ne calmăm, să nu ajungem să ne certăm. Noaptea? Nu pot dormi fără perna mea. Calm, Jenna, sunt sigură că vom găsi o soluție. Oh, ne așteaptă o noapte lungă. Știți, când eram mică, niciodată nu m-am gândit că voi cânta la chitară. Dar într-o zi, Daisy mi-a împrumutat una. În secunda în care am atins corzile, am știut că nu voi renunța la cântat. Ce tare! Să ne povestești mâine la gala amintirilor din copilărie. Dar tu, Dreamy, cum a fost prima oară cu patinele? Când eram mică, mi-amintesc că totul a înghețat. Lacul era ca un patinoar. Întotdeauna cădeam în fund și mă rostogoleam ca un butoi. Dar tu, Sharon? Cum ai ajuns la balet? Eu, când eram copil, îmi plăcea să dansez cu prietenii mei și eram foarte populară, am trăit în Swan Lake și... Dar nu ești de pe aici? Da, nu te-am văzut în Swan Lake. Dacă erai atât de populară, cum de nu știm de tine? Nu v-am spus multe despre trecutul meu. De ce nu? E ceva în neregulă? Nu, nimic. Sunt lucruri pe care prefer să nu mi le amintesc. Ce lucruri nu vrei să-ți amintești? E bine doar că... Dar... De ce te ascunzi mâna? Ce e în neregulă cu ea? Ce ascunzi acolo? Ne ascunzi ceva? Nu, eu? Să mint? Arată-ne mâna! Da, arată-ne! Shadow? Out of the shadows I'm coming out. And this friendship I will tear apart. I don't really care if I am alone. Cause I know I'm so much better than any of you. Whoa. You cannot tell me what to do. I got the motivation. I got the power to rise up. No one can stop me now. I always get my way. And I get what I want. Cause I know that I can. I'm gonna make it on my own. Cause I don't need no one. I love you, got many ups to go. Don't forget, I'm the best. Sometimes when I'm talking to myself, I wonder if there's anybody listening. Is there anyone that can understand? I just wanna find a real good friend. De fapt, tu ești Shadow. Ne-ai mințit! Ai venit să ne deranjezi ca de obicei. Dar de ce? Nu înțelegeți. Am locuit cu voi când eram copii și nici măcar nu vă amintiți. Niciodată n-ați venit să mă vedeți, deși ați trecut pe lângă mine de 1000 de ori. Bebelușilor! Am încercat să cobor să mă joc cu voi, fetelor, dar nu am reușit. Era prea greu. Aici! Zburați, aveați puteri, dar niciodată nu ați urcat la mine. V-am scris scrisori, dar nu mi-ați răspuns niciodată. Mi-am dat seama că nu voiați să fim prietene și că voi fi singură pentru totdeauna. Încet, încet m-am transformat într-o umbră. Am încetat să-mi folosesc puterile pentru a face bine și am început să răspândesc energii negative. Iar acum regret foarte, foarte mult. Nu înțeleg cum de nu te-am văzut. Întotdeauna ne-am jucat cu toți copiii și ne-a plăcut să ne facem noi prieteni. Îmi pare rău, Shannon. Ne-ar fi plăcut să te cunoaștem. Am fi fost prieteni. Best friends forever. Tot ce am făcut, tot ce am stricat a fost pentru că în adâncul meu am vrut să fiu prietena voastră, să nu fiu singură. Nu-ți face griji, nu vei mai fi singură. Te vom ajuta să-ți amintești ceva frumos din copilărie. Mâine este gala și vom fi acolo să te susținem.
Iar acum urmează Shannon. Bună seara tuturor! Când eram mică, am locuit pe un munte foarte, foarte înalt și mă plimbam pe pietre foarte, foarte ascuțite, așa că mergeam mereu în vârful picioarelor. Știi ceva? Shannon e Shadow. Ce? A locuit cu noi când eram copii. Era singură și credea că nu vrem să-i fim prietene. Și a promis că nu va mai răspândi energii negative. Și ai încredere în ea după tot ce a făcut? Da, da, eu nu o cred. Sunt sigură că pune ceva la cale. Să-i dăm o șansă. Și datorită noilor mei prieteni am descoperit o parte din mine pe care o ascunsesem. Shannon, ai fost grozavă. N-am încredere în ea. Nici eu. Daisy, mult noroc! Deci te-ai schimbat. Ești una de-a noastră acum. O BFF.